Salut, sunt Od de la Miere TV și astăzi este duminică, fraților, tocmai s-a încheiat a 12-a săptămână din programul meu de slăbit. Săptămâna trecută am ajuns la 114,9 kg, am plecat de la 146,4 kg, asta înseamnă că am slăbit 31,5 kg. Aș vrea și săptămâna asta să slăbesc măcar 500 de grame, dacă nu chiar mai mult, să se facă 32 de kg slăbite. Săptămâna aceasta a fost foarte, foarte grea. Sunt de foarte mult timp la dietă, plus de asta am fost și singur acasă. Am zis că o să fie săptămâna fast food, că o să mănânc numai mâncare făcută rapid, pentru că nu mai am chef să-mi fac după ce vin de la sală. Am avut foarte multe lucruri de făcut, am mutat și florile, avem o grămadă de flori pe două terase, cred că sunt 100 de flori, am cărat 10 găleți de apă și m-am dus cu ibricul să ut toate florile. A trebuit să am mereu grijă să dau mâncare la câini, să le pun apă. Numai de mâncare nu aveam eu chef. Dar am avut o surpriză, am găsit în frigider o grămadă de ardei umpluți. Vă las acum să vedeți toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, iar eu între timp mă duc să mă cântăresc pentru că sunt nerăbdător și apoi revenim cu cântarul și ultimele concluzii din această săptămână. Bună dimineața! Astăzi începem a 12-a săptămână de slăbit cu o cafea îndulcită cu două lingurițe de miere de rapiță și aseară am mâncat, uitați aici, Muesli Crunch. Am băgat aproape toată punga, m-am încărcat cu carbohidrați pentru că eram cam descărcat. Săptămâna trecută am slăbit foarte mult. Dacă n-ați văzut, uitați-vă și la clipul celălalt săptămâna trecută. De fapt, uitați-vă la toate clipurile pentru că veți vedea tot ce am mâncat. Este foarte interesant. Acum este ora 2, să-mi beau cafeaua, trebuie să vină curierul să ia coletul și apoi voi pleca la sală să tragem bine și când ne întoarcem vom vedea ce mănânc. Acesta este coletul, o să-l duc acum afară pentru că a venit băiatul de la Fan Curier, să-l predau, să-l livreze. Dacă doriți și voi să comandați produse apicole, intrați pe www.mieretv.ro pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole. Până să plec la sală mi-am făcut și un sirop din ăsta de cătină, mi-am luat și o banană de frigider, o apă Borsec minerală rece. Uitați cât mai am din siropul ăsta de cătină, deci m-a ținut peste o săptămână. Vă recomand tuturor să consumați cătină, nu trebuie să o luați de la mine, nu trebuie să fie neapărat amestecată cu miere, dar consumați cătină pentru că are foarte multă vitamina C, are de peste 10 ori mai mult decât citricele și de 2 ori mai mult decât măceșele. Cel mai șmecher fruct de pădure, nu există nimic care să se compare cu această cătină. Cătina asta m-a dat foarte multă energie la sală. Și vreau să vă mai spun că săptămâna asta o să fie foarte, foarte grea pentru că am rămas singur acasă. Sunt home alone. O săptămână au plecat ai mei la mare și trebuie să am grijă de toată casa, trebuie să dau mâncare la câini, trebuie să le dau apă, trebuie să mă ocup de toate chestiile astea și mai ales trebuie să-mi pun singur de mâncare. O să fie ciudat, nu am un frigider decât niște ardei umpluți. Asta este singura mâncare gătită. Cred că o să fie săptămâna cu fast food pentru că nu știu ce o să mănânc săptămâna asta. Probabil ceva care să se facă repede pentru că vreau să mă antrenez foarte tare și nu o să mai am energie deloc când vin de la sală. Cu prima serie pe bicicletă de 5 minute, acum fac o pauză și o să mai fac încă o serie și apoi facem un duș și mergem să mâncăm. Dar între timp am observat că s-au făcut 1000 de abonați pe YouTube și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că sunteți alături de mine, iar următorul prag este la 10.000. Haideți să dăm like-uri, să lăsăm comentarii pentru a se strânge cât mai multe persoane și să ajungem la următorul prag, la 10.000 de abonați. Ok, hai să vedem. Nu am apucat să mănânc decât banana aia, dar am băut și foarte multă apă la sală. 117,2, foarte mult, v-am zis. Un gram de carbohidrat reține 3 grame de apă și apoi îl transformă în glicogen și se stochează sub piele, în mușchi. Acum haideți să vedem ce mâncăm pentru că s-a făcut ora 8 și trebuie să-mi fac ceva de mâncare neapărat. Am vrut să-mi fac o pizza, dar lenea din mine și faptul că mi-a lăsat maică-mea o grămadă de ardei umpluți m-a făcut să mă răzgândesc. Mi-am pus un ardei, este mai simplu să-l încălzesc decât să-mi fac o pizza. Plus de asta n-aș vrea să se strice în frigider când vin de la mare să-i găsească stricați. Așa că am băgat un ardei aici, l-am încălzit. O să mănânc fără pâine, fără smântână, fără absolut nimic gras, exact așa cum este. Avem proteină, avem legumă, avem exact ce ne trebuie,
După antrenament, cred că avem și puțin carbohidrați. Cardio eu stăbănesc că nu e umplut doar cu carne, mare și niște orez. Avem tot ce ne trebuie după un antrenament greu. Așa că mâncați-vă mâncarea gătită, este foarte ok, mai ales dacă nu are uleiuri și grăsimi adăugate. Oricum are carne destul de grăsimi. Ce pot să vă spun este că nu a pus sare și este un pic nesărat. Este un lucru bun totuși, pentru că o să mă ajute să nu mai rețin apă și să scoatem apa asta până duminică. Ușor, ușor. Trebuie să ajung la 114 duminică. Deci sunt 4 kg aproape, nu știu, 3 kg și ceva. Foarte mult. Foarte, foarte mult. Mâncați-vă mâncarea gătită, dar aveți grijă la cantități, da? Și la pâine și la grăsimi și așa mai departe. Am de recuperat foarte mult oricum și vreau să vă spun că dacă aveți niște zile în care mâncați mai mult și vă simțiți bine și sunteți sătui și așa mai departe, dar luați și câteva kilograme în plus, trebuie să mâncați exact același lucru ca până acum, adică foarte multe fructe și foarte multe legume, pentru că au un conținut mic de calorii și un volum cât mai mare, mai vorbesc de nutrienți și cât de bine fac pentru sănătate și cu tranzitul și te ajută să elimini dacă ai mâncat prea puțin și te-ai înfometat, ca să zic așa. Același lucru trebuie să mănânci. Multe fructe, multe legume, dar în cantități puțin mai mari. Dacă eu am luat 4 kg de ieri până astăzi, asta nu înseamnă că astăzi nu trebuie să mănânc nimic, să ne înțelegem. Deci dacă ați crescut în greutate 2-3 kg de pe zi pe alta, nu vă panicați, nu încercați să faceți crash diet, să nu mai mâncați absolut nimic a doua zi. Mâncați aceleași lucruri, mâncați fructe și legume, numai că mâncați în cantități mai mici, numai puțin de 1500 de calorii pe zi, pentru că vă duce sistemul imunitar în cap, nu o să aveți micronutrienți și puteți să vă îmbolnăviți, plus de asta și metabolismul începe să ardă mult mai puține calorii. În fine, am terminat ardeiul, a fost foarte bun și acum o să-mi iau un desert, o gustare pentru mai încolo. Avem aici o piersică din asta, e moale, e super bună, am mâncat. Aici avem două prune, sunt prune foarte bune, eu n-am mâncat prune mai bune ca astea. Deci trebuie să mâncați, fraților, mai ales fructe și legume, astea au foarte puține calorii. Și mâncarea gătită a avut puține calorii pentru că am stat departe de pâine, de grăsimi și așa mai departe. Am mâncat și decât un ardei, dar am mâncat, adică nu stau nemâncat. Iar mai încolo, pe la ora 10-11 sau chiar 12 noaptea, vom vedea ce mai mănânc. Și foarte important, pentru că fructele sunt cât de cât dulci și au fructoză, o să vă țină pofta de dulce în frâu. Asta este foarte important. Deci o să vă țină pofta de dulce în frâu și tranzitul intestinal o să fie mult mai rapid. Hai sus, hai căței mei, hai, mergem, hai, mâncăm, hai mai, mâncăm, prostul, mâncăm, mă, mâncăm, hai să vă dau să mâncați și să văd ce-mi fac și eu, poate-mi fac o pizza, da? Ok, haideți că nu mai am chef să fac nicio pizza, nu mi-este nici așa foame, nu am pofte. Pentru masa asta, de la ora 11, voi avea o salată de ton și voi mânca și un cottage cheese mai încolo, peste încă vreo 2 ore, pentru că, după cum știți, eu mă culc foarte târziu. Iar dacă mi se va face foame mai încolo, aveam încă un plan de rezervă. Avem aici o caserolă cu pepene galben, nu știu, este puțin, vreo 200 de grame, dar o să-l mâncăm și pe acesta, pentru că are foarte puține calorii și fructele și legumele sunt foarte bune pentru slăbit. Dacă ți-e foame, dacă simți că nu mai poți, dacă simți că cedezi, dacă simți că te apucă toate poftele din lume, umple stomacul cu lucruri sănătoase, cu lucruri nutritive, cu puține calorii, cum ar fi acest pepene, brânză slabă, și ton cu fasole, cu porumb, deci legume, fructe și brânză slabă. Gata, Maia? Gata, fetițo, ești fericită? Te-ai liniștit? Ia să vedem aici. Nici n-ai mâncat tot. Păi, da. Bună dimineața, astăzi este marți, este mai devreme, este ora 12. Începem ziua cu o cafeluță îndulcită cu două lingurițe de miere. Ok, am terminat cafeaua, s-a făcut ora 2. Într-o oră 2 să plec și eu la sală și vreau să termin punga asta de muesli, pentru că îmi face poftă aici să terminăm o dată cu ispita asta. Și vreau să mănânc neapărat ceva înainte să plec. Am văzut că am performanțe mult mai bune atunci când mănânc înainte de antrenament. Hai să punem toate ce să mai... Avem lapte de migdale, aproximativ 200 de ml, are 27 de calorii pe 100 de ml și astea au 440 ceva de calorii, foarte mult. Așa că le voi mânca acum pentru a scăpa de ele, să nu mai am pofte aici, să nu mai am lucruri care să-mi facă poftă. Hai să vedem cum stăm cu greutatea. Ați văzut ieri câte kilograme aveam? O grămadă, 117,2, 116, fix, 116. Da, e bine.
E bine, e bine, e bine. Se duce în jos. Mă duc acum să trag la bicicletă vreo 10 minute și apoi vă arăt ce mănânc. Acum o să stau un pic să-mi beau paharul ăsta cu sirop de cătină și miere, făcut cu apă minerală. Tocmai s-a terminat și sticla de cătină. O să stau un pic să-mi beau paharul în liniște, să mă liniștesc un pic și apoi mă urc pe bicicletă, iar apoi o să mâncăm. S-a făcut ora 7, am o pizza la cuptor, o să vă arăt imediat când se face, cum arată. Iar aici avem un pepene. O să-l tai acum până se face pizza. Ok, masa este servită, avem aici o pizza, ia uitați ce mișto arată. Am tăiat și pepenele, pizza are 400 de calorii, pepenele are 30 de calorii pe 100 de grame, nu știu cât am aici. Dacă vreți să vedeți rețeta pentru pizza, vedeți că am un clip pe canalul meu, se numește pizza de dietă 400 de calorii. Căutați-l și faceți-vă această pizza pentru că este super bună. Și pizza asta o să meargă foarte bine cu o cola, chiar dacă este zero, nu vă recomand să beți pentru că are foarte multe tâmpenii băgate în ea, dar eu m-am cumpărat un box din ăsta de 6 bucăți și o să beau. Văleu, câți ardei mai am. Ia uitați, fraților, câți mai sunt aici și trebuie să-i mănânc, mi-a lăsat maică mea. Dacă nu, o să se strice, nu știu ce să fac cu ei. Este ora 10 și acum îmi încălzesc un ardei, fără pâine, fără smântână, exact așa cum este. S-a făcut ora 2 noaptea și am coborât să mai iau ceva de mâncare. Ultima masă, ziua de astăzi, este o brânză cottage cu 23 de grame de proteină și multe fructe. Avem aici o piersică, avem 3 prune și o banană. Mâncați multe fructe. Astăzi începem ziua tot cu o cafea îndulcită cu două lingurițe de miere de rapiță. Este miercuri, este ora 2 după masă. Mă pregătesc să plec la sală. Deși sunt foarte obosit, am tras foarte bine luni și marți la sală. Vreau să mă duc și astăzi, să mă duc de 5 ori săptămâna aceasta pentru că azi văzut am foarte multe kilograme și trebuie să recuperăm. Am plecat la sală și am uitat să-mi iau apă, fraților. Așa că m-am dus repede până la un magazin și ați văzut câte lucruri mi-am cumpărat. Hai să mergem să ne antrenăm și după aia să mâncăm. Am plecat de acasă fără să mănânc nimic astăzi. Sunt un pic leșinat. Să nu vă duceți la sală fără să mâncați. Este mult mai bine să mâncați înainte. Maia, ce faci, fetițo? Ți-e cald? Ți-e cald, măiuțule? Așa, e foarte cald. S-a făcut ora 7, fraților. Eu mi-am terminat și al doilea antrenament pe bicicletă. Am băut șocola zero și acum vom merge să vedem ce mâncăm. Am văzut în frigider că mai este o porție de ciorbă. Mi-a zis maică-mea până să plece că a lăsat o porție de ciorbă, dar am uitat să mănânc și o voi mânca chiar acum. Dar uitați ce fac înainte. Avem aici grăsime. Am pescuit-o. Ia uite, mai e una aici mică. Da, și după aia le aruncăm. Nu avem nevoie de câteva grame de grăsime în plus. Bun, și pe cum ziceam, avem decât o singură bucată de carne. Eu mi-aș fi doi vreo 2-3 bucăți, pentru că îmi place foarte mult carnea, mai ales asta grasă. Avem carbohidrați de la cartofi, de la paste făinoase, proteină, avem și proteină cât de cât. Și totuși un lucru bun, că nu e atât de multă carne și este mai multă zeamă, mai multă ciorbă, pentru că ciorba are 70% numai apă, așa că este foarte slab calorică. Și mă va umple, stomacul. O voi încălzi acum foarte bine, va face foarte bine și la stomac. Nu mi-e foarte foame, dar am fumat iarăși foarte mult. A fost foarte cald, n-am avut poftă de mâncare. Am făcut două antrenamente până acum, așa că ciorba asta va face foarte, foarte bine și o voi mânca fără pâine. Am zis că trebuie să mănânc mai multe mese, mai des și nu am reușit să mă țin. Uitați-vă și voi. Astăzi m-a prins ora 7 și de-abia acum am încălzit ciorba asta. Nu este neapărat un lucru rău, dar dacă puteți să mâncați dimineața, vă sfătuiesc să mâncați înainte să plecați de acasă, să plecați la antrenament sau la job, unde aveți voi treabă. Vă sfătuiesc să mâncați, pentru că și eu aș mânca dacă aș putea, dacă aș avea puțin apetit atunci când mă trezesc, dar nu am absolut deloc. Dacă ai foarte, foarte multe kilograme în plus, peste 30 de kilograme, cum am și eu, la începutul dietei poți să ții mult mai ușor intermittent fasting, să ții post-intermittent, să mănânci o singură masă pe zi, de exemplu, sau două, dar cu cât înaintezi în dietă și cu cât încep să scadă kilogramele cu zecile, cum au scăzut la mine, vă garantez că nu veți mai putea ține o singură masă pe zi și vă veți simți mult mai bine dacă mâncați mai des. Să aveți 3 mese măcar, dacă nu chiar 4, cu un singur fel de mâncare, nu trebuie să exagerăm la o masă. Vai de capul meu, ia uitați-vă, fraților, câți ardei mai am aici. Mamă, trebuie să mănânc și din ăștia, că se strică. Mi se strică și bananele, ia uitați, trebuie să mănânc și banane. Sana și iaurtul de băut, ăstea n-au treabă, poate să mai stea. Brânză cottage, asta ar trebui să mănânc seara înainte de culcare. Nici nu știu ce să mănânc după aia. Pot să-mi fac și o pizza. Am o grămadă de opțiuni. Am zis că o să fie mâncare așa fast food, făcută foarte rapid, dar se pare că o să mănânc și mâncare gătită pentru că nu-mi doresc să se strice și este foarte bună. Mie îmi place foarte mult. Zeama asta caldă, mâncarea umedă, mâncarea caldă mă ajută foarte mult la stomac. Da, am și gastrită, am și durere așa pe gât, am reflux,
Dar vreau să vă spun că de când am început dieta și de când am început să slăbesc, nu am mai avut absolut deloc arsuri pe gât, nu m-a mai durut stomacul, a fost super, super bine. Ar trebui să încetez și cu sucurile astea pentru că sunt foarte nocive, îmi fac foarte rău la stomac. Dar acum am avut o perioadă în care am băut în fiecare zi aproape și probabil de asta am început iarăși să mă roade așa un pic stomacul. Dar nu e nicio problemă că îi dăm cu ciorbă și o să treacă. Ia uite, avem aici ciorba, se încălzește, așa că dacă aveți probleme cu stomacul, dacă aveți reflux, dacă aveți arsuri pe gât, o să trebuie să nu mai beți cola, de fumat nu mai vorbesc, dacă puteți să vă lăsați de țigări, dar eu nu pot și fumez la fel ca înainte, adică foarte mult. Dar cu toate astea, se pare că n-am mai avut acid și n-am mai avut reflux, n-am mai avut arsuri, n-am mai avut absolut nimic. Chiar dacă fumez, chiar dacă încă mai beau cafea, faptul că am scos sucurile, că am început să mănânc mâncăruri gătite, calde, îmi fac foarte bine la stomac, multe vitamine acolo de la legume. Vă garantez că mâncarea gătită este extraordinară, dați-i o șansă și o să vedeți schimbări foarte, foarte mari, dar aveți grijă la cantități și la cantitatea de grăsimi din mâncarea. S-a făcut ora 10 și o să-mi încălesc acum 2 ardei umpluți, fără pâine, fără grăsime, fără absolut nimic. Nu mi-am dat seama când a început săptămâna că sunt așa de mulți ardei, am crezut că sunt mai puțini și de aceea vreau să mănânc 2 în această seară pentru că nu vreau să se strice. E păcat să aruncați mâncarea să se strice. Și de aceea voi mânca și bananele acestea, trebuie să mă gândesc ce o să fac cu ele peste încă 2, 3, 4 ore, pe la 12-1 noaptea. Trebuie să fac ceva cu ele, cred că o să fac o budincă de ovăz și o să le dai așa feliuță să le pun pe deasupra, cu niște sos din ăla de ciocolată zero calorii. Deci nu e bine să aruncați mâncarea, m-am uitat în frigider și chestiile astea sunt, arată cel mai rău, adică ăștia sunt făcuți de câteva zile și bananele tot așa de câteva zile și uitați cum arată. Vreau să le mâncăm, să nu irosim mâncarea și vă garantez, slăbirea merge și cu mâncare gătită. Mâncarea gătită este extraordinar de bună. Eu știam că românii mănâncă mâncare gătită. Eu cu asta am crescut, cu mâncare gătită, cu ciorbă, cu felul 2, cu ardei umpluți, cu tot felul de nebunii din astea. Îmi place să mănânc și diversificat, ați văzut, într-o zi mănânc altceva, în altă zi mănânc altceva, mănânc mai mult într-o zi, într-o zi mănânc mai puțin. Nu pot să mănânc în fiecare zi la fel, nu pot să mănânc același lucru de mâncare și la fel cantitativ. Mă refer la calorii aici. Mi-ar fi plăcut să mănânc și alt felul 2, nu numai ardei toată săptămâna, dar asta este. Dacă sunt singur acasă, sunt foarte obosit, astăzi a trebuit să mă și tund și probabil că o să fac și tercela de ovăz acum. Am pus aici niște apă și acum punem niște fulgi din ăștia de ovăz. Nu-i cântăresc, îi punem așa după ochi. Ok, suficient. Până o mănânc peste câteva ore vreau să se răcească și apoi suba la frigider. Și o să fie un desert super răcoritor și o să se întărească și mai tare așa, o să fie super, exact ca o budincă. Ok, m-am uitat, avem foarte multă mâncare aici, mâine când mă trezesc, trebuie să mă cântăresc neapărat că este joi și vreau să văd câte kilograme am, să văd dacă trebuie să mănânc mai puțin sau putem să mâncăm la fel ca până acum. Ok, asta a dat un clocot budinca, o oprim, ăștia mai lăsăm că trebuie să se încălzească bine carnea și continuăm cu budinca. Punem o cupă de proteină cu cacao. Trebuie să fie proteică, de-aia o și mănânc mai târziu, ca să mai am o servire de proteină încolo. Așa, și acum amestecăm. Ia uitați ce mișto se înțelește. Se face mai groasă și mai dulce și cu aromă de ciocolată, așa. Cam așa arată rezultatul final. Am pus o banană, am pus sirop cu 0 calorii, cu ciocolată. Cealaltă banană o să mănânc imediat după ce mănânc porția asta de ardei. A ieșit foarte multă, vedeți, aproape de pe lângă. Vreau să o pun într-un castron mai mare. Și mi-aș fi dorit să mai pun și scorțișoară, însă n-am avut. Și niște stafide mai mergeau, la fel, foarte bune și alea. Nici din ele nu am. S-a făcut ora 12 noaptea și mi-am adus budinca asta sus, aici la mine la laptop. Hai să vedem cum arată. Ia uitați ce fain, s-a întărit. E destul de multă, nu știu dacă pot să o mănânc pe toată, dar voi trage așa de ea toată noaptea și o să reușesc să o mănânc până ador. S-a făcut 3 noaptea și mai bag o porție de proteine, de 23 de grame de proteine și anume un cottage cheese. Neața, s-a făcut joi, haideți să vedem câte kilograme am. Oh, mamă. Mamă, multe. Mai am un pic până duminică, sper să dau. Deci trebuie să ajung la 114, 2 kg și 600, trebuie să dau. S-a făcut ora 1:30, trebuie să plec la sală într-o oră așa. Acum trebuie să aud toate florile astea, fraților. Ia uitați câte sunt și mi-am și jos o grămadă de flori. Ia uitați și trandafirii de jos. Am o grămadă de flori de udat. Să ne apucăm de treabă. Ia uitați, fraților, câta gângania. I-am dat cu niște spray din ăsta. De moște. Dacă mă înțepa asta, mă umflam și muream. Uitați cât de mare e. E gărgăune din ăla.
Hai, fraților, să vedem cât am în braț. Cât am acum? 44? Da. Fără să fie încordat. Da? Fără încordat. Hai să-l încordăm. Oh. Dar până-l sus, unde e cel mai mare. Pe sus e. Cât avem? Ai 47. Păi da? 47. Am văzut că am 48. Am venit de la sală și vreau să văd câte kilograme am. Nu am mâncat nimic până acum. M-am hidratat. Nu sunt deshidratat. Am băut 1,5 litri de apă la sală. Și vreau să văd de ce mi-a arătat cântare. 115,2. O să mai pun o dată. 15 minute. Ok. S-a făcut ora 8 seara, iar pentru prima masă a zilei avem aici o omletă făcută din 2 ouă. Avem brânză, nu este telemea, nu este nici de aceea nesărată, ceva între. Avem mușchi file, o folie din asta de mușchi file de la Lidl. În sfârșit am găsit, asta are decât 100. Hai să vedem. Are mai puține calorii. Are 113 calorii, vedeți? Deci avem foarte multă proteină, carne, brânză, ou. O să mănânc fără pâine și ca să-mi umplu stomacul, avem așa ceapă, roșie și castravete. Foarte multe legume, destul de puține calorii aici. Va trebui să mănânc foarte multe legume și foarte multe fructe, o să vedeți, pentru că am destule kilograme și trebuie să slăbesc. Mai am foarte puțin până duminică, până la cântarul oficial. S-a făcut ora 11 seara, iar eu de la ora 10 am făcut vreo 15-20 de minute pe bicicletă și am mers vreo 10 ture prin curte pentru a slăbi. Apoi m-am întuns, am făcut un duș și acum mi s-a făcut puțin foame. Trebuie să mă duc jos să văd ce mănânc. Ok, pentru masa asta de la ora 11 am aici o salată de ton. Este foarte bună și foarte slabă în calorii. Are și 20 de grame de proteină, e perfectă. Avem 3 prune, 2 piersici, un măr, o banană și o apă din asta cu calciu. Dar nu v-aș recomanda apa asta pentru că are multe calorii. Deci 14 ori 6, care e 600 de mililitri. Are peste 100 de calorii, are destul de mult. Banana asta o voi da la o parte, o voi mânca mai încolo. O am de la antrenorul meu de la sală. Astăzi, pe la ora 5:30, i-am spus că nu am mâncat nimic și s-a panicat, mi-a dat o banană și mărul acesta. Însă nu le-am mâncat pentru că eram în timpul antrenamentului și eram foarte, foarte obosit și nu aveam nici poftă de mâncare. Vedeți, sunt foarte, foarte multe fructe. Asta vă sfătuiesc și pe voi să faceți, să mâncați foarte multe fructe. Am zile în care mănânc mai multe calorii, am zile în care mănânc mai puține calorii, așa că vreau să vă explic. La începutul săptămânii, după ce mă cântăresc duminică, eu încep să mănânc mai mult. Iar pe măsură ce se face joi, vineri, se începe sfârșitul săptămânii, mănânc mai puțin. Păstrez fructele, păstrez legumele, dar mai scot din carbohidrat și încerc să mănânc mai puține calorii pentru a avea o greutate mai mică la cântar duminică. Este un fel de încărcare la începutul săptămânii, mă încarc mai multe calorii, apoi încerc să mă descarc așa ușor. Un drag and drop. Trebuie să tragem de noi dacă vrem să slăbim. De acum slăbirea nu mai este așa ușoară. Și astăzi începem ziua tot cu o cafea îndulcită cu 2 lingurițe de miere de rapiță. Este cafea Jacobs, este preferata mea. Îmi va da energie împreună cu mierea să mă duc la sală și să trag foarte tare. Am terminat sala și astăzi, fraților, am tras foarte, foarte tare, la fel ca în fiecare zi din săptămâna aceasta. Mă duc acum acasă să mănânc și duminică sper să avem 114 kg. Dacă nu, nu știu ce să fac, pentru că am dat tot ce a fost mai bun săptămâna aceasta din mine. Am venit de la sală, este ora 6 după masa și o să mănânc un lapte bătut de la Lidl, Pilos, de 2% grăsime. Este foarte bun, are calorii puține, are vreo 200 de calorii, are 400 de grame și multă proteină, vreo 12-13 grame de proteină. A trecut cam o oră de când am mâncat iaurtul și acum mi-am luat un pepene din ăsta galben, l-am tăiat pe tot, e foarte bun, e rece, e răcoritor și iaurtul a fost răcoritor, mă și hidratează, e extraordinar când nu ai poftă de mâncare, când e foarte cald, nu simt nevoia decât de ceva fresh, ceva gustos, ceva care să mă hidrateze. S-a făcut ora 8 și pentru masa asta am ceva foarte simplu. Avem o lipie, am pus 100 de grame de mușchi din ăsta țigănesc, 2 fiuțe de cașcaval și acum vreau să o rulez, pur și simplu. Ia să vedem. Super tare. Mm-hmm. Lipia asta o să o mănânc cu lapte bătut. Încă o sticlă de lapte bătut, mi-a plăcut foarte mult și va merge foarte bine cu această lipie. Ce bună e, super bună.
Am și banana asta, trebuie să o mănânc și pe aia mai încolo. Și aici mi-am cumpărat niște burger de la Lidl. O să fac un clip special duminică după ce fac cântarul, după ce mă cântăresc. O să filmez când mănânc acești burgeri și facem un review. Din mai multe motive, pentru că nu l-am găsit nici pe YouTube, nu este niciun clip cu burgerii aceștia. Și vreau să mai scot încă un episod pe la mijlocul săptămânii viitoare. Cât de bune drăcia asta îmi vine să cred și cât de repede am făcut-o. Iar cu laptele merge de minune. Am vrut să fac săptămâna cu fast food, dar se pare că am mâncat și foarte multă mâncare gătită, pentru că am avut ardei aceea. Însă dacă stați să vă gândiți, mâncarea gătită este și mai fast food decât orice v-ați pregăti. Într-adevăr, durează mult să o faci, câteva ore. Dar după aia mănânci câteva zile din mâncarea aceea și nu trebuie decât să o pui pe aragaz să o încălzești, atât tot. Deci este foarte rapidă. Și bineînțeles, cea mai rapidă mâncare sunt fructele. Cel mai rapid fast food. Și sănătos și tot ce vrei. Săptămâna aceasta n-am vrut să fac dieta fast food junk. A fost o dietă fast food sănătoasă, de slăbit. Sper că o să ajung la 114 kg duminică. Și apoi voi mânca ceva cu adevărat fast food, adică burgerii aceștia. S-a făcut ora 11 și pentru ultima masă, adică sper să fie ultima masă, am aici două caserole de cottage cheese de câte 200 grame, deci în total 400 grame. Avem o cola că trebuie să lucrăm. O să mă apuc acum să editez mesele de luni, marți, miercuri, joi, ca să fie mai ușor duminică la editare. Și o banană. Ok, s-a făcut duminică. Haideți să vedem câte kilograme am. Doamne ajută să fie 114. Atât am doresc să am. Și atât de aproape. 114,2. Dar este foarte bine și atât. Săptămâna trecută am avut 114,9, sunt 700 grame. Haideți că am scris și aici pe foaia mea, 114,2, vedeți? Este un rezultat foarte bun, sunt 700 grame față de săptămâna trecută și 32,2 kg față de când am început, 7 ianuarie 2019. Nu îmi vine să cred, s-au făcut 32 de kg slăbite, peste 32 de kg. E super tare, sunt super, super fericit. Ușor, ușor încep să mă trag și la față, se mai retrage grăsimea. Trebuie să rămân însă foarte focusat și foarte motivat pe obiectivul meu, pentru că mai am o grămadă de kilograme. Mai sunt 18 kg și este foarte greu, pentru că eu sunt deja de foarte mult timp la dietă. Am niște hamburgeri pe care îi voi mânca acum de la Lidl. O să facem un clip special pe care voi o să-l vedeți pe la mijlocul săptămânii. O să-l gustăm, o să vă spun părerea mea, dacă merită, dacă nu merită, prețul, absolut tot, câte calorii are și o să vedem și dacă m-a sabotat, dacă mă sabotează sau nu pentru săptămâna următoare. Dieta a început să fie foarte, foarte grea, nu vă mint. Am nevoie de ajutorul vostru din ce în ce mai mult, vreau să vă strângeți cât mai mulți, să lăsați cât mai multe comentarii, cât mai multe like-uri. Tractorul. Stați puțin să treacă tractorul. Da, deci trebuie să rămân pe calea mea, fraților, și mă gândesc tot timpul la voi. Oare ce ori zice oamenii aia dacă acum o să mănânc, nu știu, ciocolată înghețată și așa mai departe. Și încerc mereu să mănânc mâncare cât mai bună, cât mai naturală, cât mai multe fructe, să-mi umplu stomacul, să uit de aceste pofte și să continui dieta, pentru că mă gândesc foarte mult la voi și vreau să vă inspir pe cât mai mult să puteți să slăbiți. Dacă eu pot, poate oricine, vă garantez, pentru că nu este niciun secret, trebuie doar să mănânci mai puțin, să începi să faci mișcare, să mănânci mai sănătos, te vei simți mult, mult mai bine. Eu deja mă simt mult mai bine de când am slăbit toate aceste kilograme și vă îndemn și pe voi, dacă aveți foarte multe kilograme în plus, 30, 40, 50 de kilograme, să vă apucați cât mai urgent de slăbit, pentru că nu este sănătos absolut deloc. Cred că o să închid clipul aici, mă bag în burgeria să-i mănânc, pentru că mi-este foarte foame, nu am mâncat nimic astăzi, m-am trezit de dimineață să filmez începutul și sfârșitul acestui clip și cântarul și trebuie să le editez acum foarte repede ca voi să vedeți clipul acesta chiar în ziua în care l-am terminat. Dacă aveți vreo întrebare pentru mine, puneți-o în secțiunea de comentarii, eu citesc absolut toate comentariile și vă răspund. Dacă v-a plăcut acest clip sau apreciați munca mea, lăsați și un like, pentru că pe mine mă ajută foarte mult să ajungă recomandările celor de la YouTube și clipurile mele să ajungă la cât mai multă lume. Dacă vreți să mă urmăriți în continuare și sunteți curioși câte kilograme reușesc să slăbesc și până unde pot să duc această perioadă de slăbire, vă invit să vă abonați, să activați toate notificările pentru a vedea primul clipurile mele. Eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Până data viitoare, v-am pupat! Ciao!